Bun găsit, prieteni ai sportului. Vă salut din studioul TVR Iași și vă întreb dacă urmăriți Jocurile Olimpice de iarnă. E un spectacol total în capitala Chinei. La toate ramurile de sport, lupta este extraordinară, iar sportivii, competitorii se situează până acum la un nivel foarte înalt. Dacă nu ați reușit să prindeți nimic la televizor, pe TVR 1, pe TVR 2, pe TVR 3, dar și pe TVR Moldova, vă provoc să vă uitați pentru a vă face plăcere să urmăriți un spectacol de mare calitate. Iată, chiar în această seară, la ora 19:10, va avea loc proba de patinaj pe echipe, programul liber feminin, și în continuare veți putea urmări selecțiunea ale transmisiunii de dimineață, patinaj artistic pe echipe, masculin, programul scurt. Dimineața am văzut și proba de coborâre, o probă extrem de spectaculoasă. TVR vă oferă toate probele și între competitori se află și sportivi români, deci să le ținem pumnii, chiar dacă nu am obținut până acum vreo medalie, să sperăm într-o clasare cât mai bună pentru fiecare dintre ei. Mai avem o veste bună din Portugalia. În Portugalia a avut loc Cupa Europei la cross pe echipe. România a fost reprezentată și la seniori și la Under 20, la juniori cum ar veni, dar sportivi care au între 18 și 20 de ani. Această parte a țării a fost, sau România a fost reprezentată de formația Clubul Sportiv Municipal Rarăul din Câmpul Lui Moldovenesc, acolo unde se conturează o secție foarte puternică de atletism, și CSM Rarăul a obținut medalia de bronz într-o întrecere cu 58 de reprezentative ale unor cluburi din 58 de țări. Mădălina Sârbu s-a clasat pe locul al doilea, i-a obținut o medalie de argint la individual, Talida Sfarghiu locul 6 și Aura Moroșan locul 13. La această competiție Under 20 pentru junioare a mai participat și clubul Mica Romă din Plaj, care s-a clasat pe locul întâi la această ediție a Cupei Europei. Deci vești bune pentru atletele sau pentru iubitorii atletismului din această parte a țării. Să spunem totodată că echipa de rugby a României a învins Rusia cu 34-25 în Cupa Europei. Și de ce ne impresionează sau este foarte important pentru iubitorii sportului din această parte a țării acest rezultat? Aproape 3/4 din echipa României este alcătuită din rugbyști care s-au născut, s-au format, s-au lansat unii dintre ei, marea majoritate, în județele Moldovei, la Bârlad, la Iași, la Gura Humorului și la Pașcani. De aceea e un motiv de mândrie pentru noi toți că acești sportivi care au ajuns la echipe de ligă, de superligă de fapt, în campionatul nostru de rugby, sau la echipe din Franța, au reușit această victorie. Acestea au fost câteva informații, o trecere în revistă. Invitatul meu este directorul Clubului Sportiv Universitar Politehnica Iași, unul dintre cele mai puternice cluburi din regiunea Moldovei și chiar din țară, domnul profesor Vasile Manole. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Manole, sigur, nu trebuie să mai amintim, nu spunem o noutate, anii 2020-2021 pentru sportul de înaltă performanță au fost extrem de dificil, pentru că, iată, pandemia nu ne părăsește încă. Haideți să conturăm un pic tabloul rezultatelor din anul 2021, pe care l-am încheiat, iată, cu o lună și câteva zile în urmă. Da, anul 2021, chiar dacă a fost marcat de situația pandemică din țară și din lume, Clubul Politehnica a avut rezultate bune și e un an al renașterii pentru Clubul Politehnica. Am cucerit în anul 2021 173 de medalii, naționale și internaționale, un număr bun, zic eu, de medalii, dar în plus față de aceste medalii putem să subliniem faptul că am reînființat echipa de rugby în 15,
Am reînființat echipele de basket masculin și feminin. Iar cireașa de pe tort pentru anul 2021 este faptul că am avut singurul participant din Iași la Olimpiadă. Pe care l-am văzut Simenescu, în plasmă, da, ceva mai devreme. Care a obținut un loc nou, un loc onorabil și în care sperăm în continuare. Iată-l în participarea... pe Vlăduț Simionescu, da, cel care a reprezentat Iașiul la Jocurile Olimpice. Da, el luptă în continuare și sperăm ca și în 2028, în 2024, pardon, să participe la Olimpiada de la Paris și să obțină un rezultat foarte bun și acolo. Aveți și multe secții, câteva secții individuale, atletismul, judo, despre care spuneam, au dat ele satisfacția la care vă așteptați? Da, în ultimii 2 ani secția de atletism a avut rezultate foarte bune. Și în 2020 și în 2021 sportivul numărul 1 al clubului a fost Dulcescu, care este un atlet de perspectivă. Vlad Dulcescu, da, un sportiv foarte talentat, foarte muncitor, dar pe lângă el creștem și alți sportivi la atletism. Avem pe Făgăraș Darius, care mai nou este în lotul olimpic de tineret al României la atletism. Este o speranță a atletismului românesc. Sperăm că va face baremul astfel încât să participe la Olimpiadă. Mă gândeam, spuneați de atleți și îi vedem aici că aleargă, e de la prima etapă, imaginele sunt de la prima etapă a campionatului național de seniori. Cât de curajoși sunt antrenorii Viorel Popovici și Dorinel Ursache? Își îndeamnă elevii sau atrag elevii către secțiile de alergări, către probele de alergări, pentru că la alergări știm foarte bine, e o luptă extraordinară pe plan internațional și trebuie o pregătire formidabilă și talent pe măsură pentru a reuși să izbândești, să obții măcar o medalie. Ambii antrenori sunt mulțumiți de calitatea sportivilor pe care îi au în pregătire. Sportivii beneficiază de sprijin și financiar și logistic din partea clubului. Au fost și în cantonamente, participă la numeroase competiții și sperăm cu ei să dăm lovitura. Au fost și la campionatul european. Când stați de vorbă cu ei așa amical, ce spun? Îți trebuie mult curaj. Eu repet acest cuvânt, curaj, în condițiile în care în toate țările predomină sportivii de culoare, foarte bine pregătiți și care sunt tot timpul pe podium. Ei sunt specializați pe aceste probe. Domnul Popovici pe probele de distanță mai lungă, domnul Ursache probele rapide. E bine că nu se suprapun și împreună au obținut rezultate foarte bune. Aruncări, sărituri se mai practică la secția de atletism a Clubului Politehnică? Domnul Ursanu se ocupa de partea de înălțime. Dumnealui, în momentul acesta, ajută la pregătirea unor tineri, copii de 14-15 ani. Avem în lotul Clubului Politehnică un număr de 10 copii care au obținut medalii la vârsta lor. Și împreună cu doamna Ursanu, domnul Ursanu și cu clubul Atletis, cu care avem o colaborare bună, sperăm ca în 2-3 ani de zile să ridicăm o nouă generație cu copii din Iași, copii talentați. La judo, în spatele lui Vlăduț Simionescu, sau în linie cu Vlăduț Simionescu, mai sunt talente, mai avem tineri care pot deveni campioni sau medaliați internaționali? Și aici avem o colaborare foarte bună cu Clubul Sportiv Școlar Unirea, în special cu doamna Babiuc, care ne-a furnizat an la rând sportivi foarte talentați. Avem aici 4 sportivi care, dacă ar fi sprijiniți mai bine, mai consistent, și aici fac un apel la oficialități, la Consiliul Local, să rea ideea burselor olimpice, să ofere aceste burse olimpice acestor sportivi talentați. Unii din ei vor să renunțe, cu toate că au medalii la nivel european, la nivel balcanic,
nu mai vorbesc național, vor să renunțe la sportul de performanță pentru că nu reușesc să se întrețină din ceea ce câștigă de pe urma sportului. Avem câțiva sportivi talentați, vorbesc aici de Cosmin domnul Bucătar. Darie, Bucătaru, da, Alex Panaite, da. Sunt sportivi foarte talentați, au luat medalii numeroase, și cu toate că ei sunt mai mici, nu sunt la limită, la under 23, sunt mai mici, au luat medalii numeroase și credem noi că sunt foarte talentați. Tudor Darie este și la proba sau la categoria de greutate aceeași cu Vlad Simionescu. Păi fură de la el și cu siguranță e considerat, am vorbit cu antrenorul lotului național, care mi-a spus că Darie este un real talent și dacă ar fi sprijinit și l-ar convinge lumea să lupte, să pună tot efortul pentru judo, cu siguranță ar putea să fie un al doilea sportiv de talie al domnului Simionescu. Vorbim și de, am văzut imagini cu badminton. Badmintonul rezistă încă și a obținut câteva rezultate notabile la sfârșitul anului 2021, nu? Da, badmintonul, din păcate, a avut o perioadă de un an jumate în care nu au putut organiza competiții din cauza unor probleme organizatorice la nivelul federației. Pe noi acest lucru ne-a tras în jos, pentru că la sfârșitul anului 2019 eram campioni absoluți la tineret și vicecampion la senior. Ne-a tras în jos această perioadă și de pandemie și de lipsă de competiții. La sfârșitul anului am revenit. Au fost rezultate bune, dar nu suntem mulțumiți. Nici doamna antrenor, doamna Popalina, nu este mulțumită de rezultatele obținute la sfârșitul anului. Ne dorim mult mai mult și sportivii pot mult mai mult. Au reînceput antrenamentele intens și sperăm ca în martie, când vom avea prima competiție, să obțină rezultate pe măsura valorilor. Vorbim de probe, vorbim de sporturi. Cum vă atrageți competitorii? Unde este izvorul de talente pentru Clubul Sportiv Universitar Politehnica? Pentru că, în mod normal, dumneavoastră trebuie să-i luați gata formați și să-i cizelați pentru a ajunge la seniori valori. Deci, după cum spuneam, avem o colaborare foarte bună cu Clubul Sportiv Școlar Unirea. Domnul director a avut înțelegere pentru noi, ne-a livrat an de an și am colaborat împreună în creșterea unor sportivi talentați. De asemenea, cu LPS-ul avem colaborare partea de atletism, de unde aducem spre Clubul Politehnica Sportivei cei mai talentați. În afară de aceste colaborări, colaborăm și la nivel de junior cu cluburile private din Iași. O colaborare care a apărut anul trecut a fost și la basket cu clubul Stomart, club privat, care prin munca domnului Stochici au rezultate foarte bune la nivel de junior. Deci, și iată, avem și o echipă în Liga a doua. Da, împreună cu Clubul Sportiv Școlar Unirea, cu domnul Clapon, cu domnul Stochici, am reușit să reînființăm basketul aici la nivel de seniori, la nivel de 18 ani, 17 ani, am avut echipe la 3-3. Deci suntem pe un drum bun. Sperăm ca alături de aceste cluburi private cu care colaborăm deja, să vină și alte cluburi private din Iași, să participe la obținerea unor performanțe, că la urma urmei, chiar dacă fac dublă și mare cu Politehnica, sportivii sunt al lor și toată lumea are de câștigat de pe urma colaborării. De asemenea, un filon foarte important pentru Clubul Politehnica sunt acei sportivi de performanță care vin la facultate în Iași și odată veniți 4, 5, 6 ani de zile sunt ai Iașului, unii ne apoi rămân în Iași și noi le propunem să vină pe perioada studenției să lupte alături de noi. Avem și cluburile din zona Moldovei cu care mai colaborăm acum la badminton. Chiar avem o fată care, de la Gura Humorului, care dorește să vină la doamna Popa la antrenamente, să transfere chiar în Iași. Adică încercăm pe toate căile să găsim colaborări. Colaborare bune cu Pașcanul la nivelul rugby-ului. De acolo... Da, mi-ați anticipat întrebarea. Vreau să spun că la basket, iată această colaborare cu Stomart și cu înscrierea echipei în Liga a doua, chiar dacă rezultatele nu sunt foarte bune, avem o singură victorie până acum, e important ca acești tineri capătă experiență, joacă cu echipe mai tari decât a lor, pentru că ei sunt foarte, foarte tineri. La fel la rugby. S-a reușit înscrierea, și este o mare victorie, cred, să accepte federația înscrierea echipei în Liga a doua, în divizia a doua a rugby-ului românesc, fără
să conteze în clasament, dar cu posibilitatea de a evolua, de a întâlni echipe valoroase și deci jucătorii de a se forma, de a se dezvolta. Da, proiectele pe care le-am inițiat împreună cu colaboratorii noștri sunt proiecte pentru o perioadă mai lungă. La basket copiii sunt chiar, unii sunt de 15-16 ani, cei mai mulți sunt undeva la 18-19 ani, sunt copii. Dacă vom reuși să-i păstrăm în ea și să-i sprijinim, să se dezvolte în 2 ani, 2-3 ani, chiar vor face performanțe frumoase. Menționez că din sportivii de la basket 5 sunt în loturi naționale deja. Deci, adică sunt sportivi valoroși. La rugby am avut acea echipă de a domnului Stuparu, pe care când am venit ca director am sprijinit-o. Ei aveau momentul ăla 17-18 ani, au trecut ani, acum au 21-22 de ani. Sunt sportivi talentați și pe scheletul acestei echipe, cu câteva infuzii, cu siguranță am putea face o echipă de rugby în 15 care să lupte de la egal la egal în 2-3 ani în Superliga. Adică ăsta e obiectivul nostru, în 2-3 ani să creștem astfel încât să luptăm la nivelul rugby-ului cu sportivi de aici, din zona Moldovei, pentru că sunt foarte mulți sportivi, cum spunea și noastră, foarte mulți sportivi plecați la Franța, din țară. Să nu vorbim de Dinamo, de Steaua, de Baia Mare, de Timișoara, care au echipe în Superliga, vorbim de Franța. Franța e împânzită cu jucători din această regiune a țării. Dacă am putea să le oferim mâinile și am exprimat dorința de a se întoarce mai aproape de casă, sunt sportivi care își visează acest lucru să se întâmple, așteptăm și noi continuitate la proiectul pe care l-am început anul trecut și sperăm în sprijinul Consiliului Local, a Consiliului Județean, pentru a forma această echipă, care cred eu că ar putea mai repede să lupte pentru medalii. Putea fi o echipă locomotivă pentru sportul eșan. Exact. Iată, în meciul cu Rusia au jucat, originar fiind din Bârlad, Vasile Bălan, care a trecut și pe la Politehnica Iași, acum la Steaua, Gabriel Rupanu, care e tot din Bârlad și la Timișoara, Cristi Chirica a trecut pe la Baia Mare și s-a oprit în Franța. De asemenea, mai sunt 4 jucători, nu au evoluat în meciul cu Rusia. Simionescu a jucat. Simionescu care este din Erbiceni, jucat la Clubul Sportiv Școlar Unirea. Da, acum la Politehnica, dar este la Timișoara. Marius Iftimiciuc, la fel, joacă în Franța. Și Pașcaniu l-a dat numeroși jucători, Ovidiu Cojocaru, Constantin Pristavița, Gura Humorului, Daniel Plai. Deci talente ar fi pentru a fi constituită o echipă puternică de seniori la Iași. Dar ne lipsesc? Finanțarea. Banii. Finanțarea ne lipsesc banii. Da, domnul Tarcan, care e un extraordinar mentor pentru rugby-ul românesc, feminin și masculin, mi-a spus că în ograda sa acum crește la Pașcani câțiva copii, 14-15 ani, care vor face furor cu siguranță. Au și fizic, au și determinare, au tot ce le trebuie unui viitor rugbyist de forță. Dar, dumneavoastră, ce puteți asigura? Clubul Sportiv Universitar Politehnica Iași, care este în subordinea Ministerului Educației și Învățământului, ce poate asigura unui sportiv? Deci, e greu, am mai spus-o de atâtea ori, finanțarea noastră este redusă pentru că, în primul rând, noi avem menirea să facem sport de masă, sport de performanță până la un anumit nivel. Nivelul este determinat de finanțare, de fapt. Putem oferi cazare, masă pentru sportivi. Calendarul competițional. Calendarul competițional normal și o indemnizație care variază între 500 și 700 de lei. La 500 și 700 de lei? 700 de lei, da. Cea mai mare indemnizație undeva la 700 de lei pentru sportivii de la sporturile individuale care sunt campion național, multipli campion național, iar indemnizațiile la sporturile de echipă sunt undeva până la maxim 500 de lei, pentru că sunt mai mulți sportivi și fiecare primește. La sporturile individuale, doar acele vârfuri care le avem primesc, nu toți. Deci, suma este aici, suntem la 700 de lei. Bugetul nu permite. Noi am vrea să dăm. Legea permite acum să dăm indemnizații mai mari, dar bugetul nu ne permite să... Ați bătut la vreo ușă pentru ajutor, pentru sprijin? De fapt, nu e un ajutor, e o colaborare pentru crearea în alte performanțe. Eu am spus de atâtea ori cât de important este sportul, ce ambasador este pentru un oraș, pentru o regiune, sportul și
faptul că aceste societăți comerciale din Iași, din zona Moldovei, ar avea de câștigat dacă s-ar alătura unor sportul unor sportivi de performanță și a sprijini, pentru că așa devine și zona mai vizibilă și vor putea face afaceri mai eficiente. Am încercat și sponsorizări, am bătut și la ușa Consiliului Local, Consiliul Județean. Anul trecut, spre bucuria noastră, spre sfârșitul anului, am primit o mică finanțare pentru basket, 100.000 de lei. E un început, sperăm în continuitate anul acesta. La rugby am primit 500.000 la Consiliul Local și iar a fost un început. 500.000 de lei. Am putut închega echipa să ca sportivii să aibă încredere să vină spre noi, pentru că a fost o perioadă în care toată lumea știa că Iașul este nu-i de vizitat, nu-i de jucat în Iași. Și acum sportivii capătă încredere, dar totul stă în continuitate. Am depus deja proiecte la Consiliul Local și în acest moment chiar subliniez faptul că rog consilierii locali să ia în considerare la următoarea ședință, când vor dezbate bugetul, să sprijine sportul de echipă din Iași. Nu dorim sume mari. La rugby cerem undeva la 100... Dar am văzut în presă, erau trecute. Da, la rugby undeva la 1.000.000 de lei, la basket 600.000, la handbal masculin 400.000 și la handbal masculin avem o echipă... Sunt ei suficiente aceste fonduri? Pentru a face... Pentru a le pune, a le așeza lângă ale dumneavoastră și de a face da, performanță. Da, tocmai putem sprijini, adică putem crește acea indemnizație de la 500 la 1000 de lei, putem da un supliment de hrană sportivului și atunci sportivul devine mai motivat și vedeți, la handbal am fi putut juca pentru calificare, n-am mers pentru că nu avem siguranța finanțării, dar echipa la handbal s-a sudat, avem 6 meciuri deja din când nu am mai pierdut, 4 meciuri câștigate la rând, deci echipa s-a sudat. Dar, domnule Manole, cu 500, cu 700, cu 1000 de lei, e greu să trăiești, să faci antrenamente în fiecare zi, să poți să-ți găsești și un echilibru personal pentru a putea aborda de pe o poziție morală foarte, foarte puternică această acțiune care înseamnă înalta performanță, pentru că e o strategie în primul rând individuală și apoi a unui grup. Vroiam să ne oprim și la șah, să vă provoc la o mutare, pentru că sunteți antrenor de șah. Șahul a adus anumite satisfacții în anul 2021. Da, șahul rămâne sportul cu cele mai bune rezultate. Nu putem ascunde faptul că anul trecut sportivul nostru Deac Bogdan a ieșit pe locul 4 la campionatul european de senior, campionatul individual, a luat de asemenea un loc 4-15 la egalitate la campionatul mondial de senior. A avut o ascensiune fantastică în anul 2021, ajungând pe locul 58 în lume. Un rezultat fantastic. Echipa de seniori a Clubului Politehnica a ieșit vicecampioană ratând titlul în ultima rundă. Am condus până în ultima rundă. În ultima rundă mai trebuia jumătate de punct și ieșeam de fapt noi campioni. De asemenea, campion național, locul 3 printr-un junior foarte talentat, Stoleriu George, la campionatul național. Numeroase participări la turnee naționale și internaționale. E drept, deocamdată am pierdut echipa de fete care ne mândream tot timpul în favoarea care clubului. S-au risipit pe la alte da, echipe. Vor reveni, să sperăm, în momentul ăsta înapoi la CSM, cel puțin juniorele vor reveni la CSM Iași 2020, clubul primăriei. Da, și sperăm într-o colaborare. Unde director este tot un șahist, Vladimir Danilov, deci ați pus mâna pe sportul ieșan. Haideți să trecem... Fii cu folos pentru sport. Da, să trecem la handbal pentru câteva minute. Au avut loc etapele a 16-a și a 17-a din Liga Națională, Liga Zimbrilor. Au fost rezultate bune pentru unele echipe din regiunea Moldovei, pentru altele mai puțin. În etapa 16-a, CSM Focșani a învins pe HC Buzău cu 25-19. Din păcate, CSM Bacău a înregistrat în această săptămână trecută două înfrângeri, 28-35 acasă cu Minaur Baia Mare și tot acasă 28-35 cu CSU Suceava. CSU Suceava și-a înscris în palmares două victorii,
cu Politehnica Timișoara 31-26 și, cum spuneam, cu Bacăul 35-28. Vasluiul a înregistrat de această dată, spun de această dată, adică în cele două etape, două înfrângeri. Vă invit acum să urmărim din etapa 16-a un material despre partidele de la Vaslui și de la Suceava. Campioana Dinamo a câștigat previzibil la Vaslui. În echipament alb-albastru, vasluienii nu au ținut piept în prima repriză unei formații de Liga Campionilor și s-au văzut conduși la pauză cu 16-11. Impulsionați de inimosul public vasluian, jucătorii CSM-ului au făcut o parte secundă mai bună și cu 7 minute înainte de final s-au apropiat la un singur gol de Câinii Roșii, scor 23-24. Dinamoviștii au gestionat însă mai bine ultimele minute ale jocului și s-au impus în final cu 30-25. Gazdele rămân cu prestația bună împotriva unui adversar foarte puternic și cu golgheterul meciului Gabriel Cumpănici. Internaționalul Vasluiului a înscris de 6 ori. Am încercat să câștigăm. Am jucat bine cam 20-22 de minute în fiecare repriză, lucru care ne dă puțin de gândit pentru abordările următoare, dar și valoarea sportivilor adverși, a echipei adverse și-a spus cuvântul, valoarea lor individuală în multe situații a rezolvat jocul. Am reușit să visăm timp de 50 de minute, am reușit să stăm foarte aproape de ei, pe final au făcut mai multe lucruri bune decât noi și din acest motiv ei pleacă cu puncte la București, iar noi rămânem doar cu această bucurie a jocului prestat. Meciul de la Vaslui i-a pregătit pe dinamoviști pentru partida din Liga Campionilor din 17 februarie, când vor da piept în sala proprie cu echipa Barcelona. Un partido que era lo que esperábamos. Hemos cogido un poco de ventaja al final de la primera parte, pero no era para tener esa ventaja. Y luego creo que en la segunda parte, a partir del minuto 15, lo hemos manejado con mucha experiencia y bastante bien. Vasluienii au alt meci dificil duminică în deplasare împotriva echipei Minaur Baia Mare. CSU Suceava a pășit cu dreptul în 2022, învingând acasă cu 31-26 pe Politehnica Timișoara într-un meci important din subsolul clasamentului Ligii Zimbrilor. Deși au avut trei absențe importante, Alin Roșu, Cemal Cutahia și Claudiu Lăzurcă, bucovinenii în echipament alb au condus partida de la un capăt la celălalt. Grație acestei victorii, echipa din Suceava a acumulat 15 puncte și a urcat pe locul 9 în clasament. Botond Balaj, cu 6 goluri, a fost cel mai bun marcator al sucevenilor. Așteptam acest meci de când am început pregătirea în ianuarie. S-a adunat anumită tensiune, anumite emoții, era un meci important. Felicit băieții pentru dăruirea arătată în seara asta în teren. S-au luptat și au rămas punctele la Suceava. Deoarece venim după această pauză de 2 luni, am avut timp să ne odihnim și după să facem o pregătire corespunzătoare și cred că asta s-a văzut, având și un număr mare de schimbări, ne-a fost foarte ușor să schimbăm, să rămânem tot timpul proaspeți pe toată durata meciului. Etapa viitoare din Liga Zimbrilor programează un derby moldav, CSM Bacău, CSU Suceava. Iată, Marius Ifrim a anticipat ce urmează. Într-adevăr, derby moldav, CSM Bacău, CSU Suceava, numai că ce s-a întâmplat în prima repriză a rupt echilibrul la care toată lumea se aștepta. Să vedem rezumatul acestui meci. CSU Suceava a câștigat clar derbiul moldav de la Bacău cu CSM în Liga Națională de Handbal Masculin. Jucătorii antrenați de Petru Ghervan în echipament alb s-au impus cu 35-28. Prima repriză a fost de coșmar pentru handbaliștii băcăuani, care au ratat 4 aruncări de la 7 metri în primele 18 minute ale jocului. Portarul Sucevei, Ștefan Grigoraș, a apărat 2 dintre ele și a mai avut și alte intervenții de efect care i-au adus la final titlul de jucătorul meciului. În aceste condiții, sucevenii au zburdat și în atacul pozițional, dar și pe contraatac și faza a doua, în fața unei echipe căreia nu i-a ieșit nimic. Tabela de marcaj arăta la finalul primei reprize un scor incredibil, 5-17. În actul secund, bucovinenii au mai redus turația motoarelor, iar antrenorul Petru Ghervan a folosit tot lotul, inclusiv 2 jucători de 17 ani, care au avut evoluții foarte bune, Daniel Stanciuc și Cătălin Zarițchi.
S-a terminat 35-28 pentru Suceava, care înregistrează a doua victorie consecutivă în noul an, după ce etapa trecută a învins acasă Politehnica Timișoara. N-a fost o victorie foarte facilă, pentru că jucătorii Bacăului, atâția câți au fost azi în teren, cei 7-8 jucători consacrați pe care știm și pe care știe toată Liga Națională de altfel, plus cei tineri care au făcut un efort remarcabil, reprezintă o forță dacă nu ești atent. Pentru noi, noi nu avem jucători cunoscuți, jucători importanți în handbalul din România până în acest moment. Și așa se scrie istoria până la urmă. Dacă vrei să le iei locul lui Bujor, lui Rotaru, trebuie să-i bați. Noi am făcut o apărare foarte exactă în prima repriză și am avut un portar în zi de grație, pe Grigoraș Fane, pe care îl felicit încă o dată în fața noastră și a publicului băcăuan iubitor de sport, pentru că a făcut și a dorit să joace bine, a înțeles alături de ceilalți colegi că punctele acestea sunt absolut necesare și a făcut o repriză, poate cea mai bună repriză din acest, sigur, cea mai bună repriză din acest campionat. În rest, repriza a doua a fost una de menținere, una de tatonare, una în care am urmărit doar să câștigăm punctele. Am pregătit foarte bine meciul, știam la ce să ne așteptăm, domn profesor ne-a spus ce avem de făcut și dânșii au creat un vestiar foarte frumos aici la Suceava. În ciuda startului perfect din noul an, tehnicianul bucovinenilor a subliniat că obiectivul echipei rămâne salvarea de la retrogradare, chiar dacă trupa sa a urcat pe locul 8 în clasament cu 18 puncte. Anul acesta nu avem alt obiectiv, pentru că fiecare meci pentru noi este o colină greu, un obstacol foarte greu, jucători pe care îi întâlnim toți cotați mai bine ca noi. Noi nu avem jucători cotați peste jucători adversarilor noștri aproape deloc. Și asta înseamnă muncă, grup foarte bun. Grupul este bun pentru că promovăm anumite reguli sănătoase și principii sănătoase la care toată lumea ne supunem, de la mine începând și până la orice jucător. De partea cealaltă, antrenorul gazdelor Sandu Iacob a rămas impresionat de reacția spectatorilor băcăuani, care i-au încurajat pe jucători în ciuda jocului nereușit și a înfrângerii care trimite CSM-ul pe locul 11 în Liga Zimbrilor. N-am avut capitalul de încredere necesar la început din cauza ratărilor pe care le-am avut. Da, am avut câteva ratări, e o echipă de moral, soluțiile sunt puține și cei experimentați și cei mai puțin experimentați au făcut greșeli cât pentru un întreg sezon. E clar că din punct de vedere mental, în minutul 10 deja eram terminați și ce a urmat după aceea a fost doar o victorie categorică a Sucevei, pentru care îi felicităm. Noi, pe de altă parte, dacă e să luăm doar meciul de astăzi, nu că ne e rușine, suntem dezamăgiți de munca pe care am prestat-o. Nu ne e rușine pentru că știm că dăm de fiecare dată tot ce putem. Și e doar un meci pierdut, că le spuneam la un moment dat că pierdem la un gol, că pierdem la 10 tot înfrângere. Etapa viitoare, CSU Suceava va juca în sala proprie în compania formației CSM București, în timp ce handbaliștii băcăuani vor avea parte de un alt derby zonal. De această dată, în deplasare cu CSM Vaslui. Așa s-a scris istoria acestor etape din Liga Zimbrilor la handbal. CSM Focșani se află pe locul 6 cu 31 de puncte, la 8 puncte de Steaua, care se află pe locul 5, dar la 6 puncte de CSM București, care se află pe locul 7. CSU Suceava a urcat pe locul 8 cu 18 puncte, la fel ca și Vasluiu, care se află pe 9. CSM Bacău se află pe primul loc, care va duce la întrecerile de baraj împreună cu Politehnica Timișoara. Speră băcăuanii și sperăm și noi că vor reuși să urce pe locul 10 sau pe un loc mai bun pentru a scăpa de emoțiile acestea care sunt aduse de totdeauna de meciurile decisive, pentru că meciurile de baraj sunt meciuri decisive. Domnule Vasile Manole, vorbeam de ținte, de alte obiective și haideți să ne oprim la tir, pentru că la tir ținta e principala acțiune. Dacă în anii trecuți pușca era motorul secției de tir, în ultimii 2 ani și mai ales anul trecut, prin venirea alături de noi a lui Săcăleanu Vlad, pistolul ține prin planul. S-a întors de la Steaua, a tras pentru noi anul trecut, a luat medalii naționale, a face o echipă extraordinară cu Vlad, care îl avem aici cu Saucă, și cu un junior Iacob Vlad, au o echipă, sunt campion național la echipe,
campion național la individual, dacă nu ia sau că titlul, ia Săcăleanu titlul sau invers. Deci la Pistol o ducem foarte bine. Domnul profesor Săcăleanu crește din urmă câteva fete, câțiva juniori și Pistolul are performanțe bune și un viitor bun. La Pușcă suntem în reconstrucție, de asemenea avem în Dumbravă o sportivă talentată, dacă până acum la tirul feminin Iașu nu se putea lauda, acum avem în Dumbravă o sportivă talentată care depune eforturi, care își îmbunătățește performanțele și de asemenea un grup de juniori care sperăm noi să ajungă la, în anii următori să cucerească medalii naționale. Până una alta, antrenorul secției de Pușcă, Mihai Axinte, ține ritmul, să spunem, e pe locul 5 în topul anului 2021. Sperăm ca mai tinerii lui coechipieri, dar și elevi, să încerce să forțeze și să-l depășească. El este un exemplu clar. Fără antrenamente personale, el reușește să mențină în top. Anul trecut și pe locul 3 la campionatele naționale, deci e constant acolo. E bine, dar există un dar. Când ne vom bucura și noi de medalii internaționale, de succese la nivel internațional? Avem la atletism, la campionatul balcanic, sigur sunt competiții internaționale, dar medalii strălucitoare de campionat european, pentru argint, pentru aur, asta, bronz. Iașul trebuie să-și dorească să păstreze sportivii care cresc și care au performanțe. Iașul pierde an de an sportivi buni. Poate la Politehnic au plecat mai puțin, dar putem spune de la Schimă că au plecat sportivii talentați din Iași. Iașul trebuie să-și dorească grupuri să păstreze. De grupuri, da. Scrimeri, nu unul, doi. Da? Trebuie să-și dorească să păstreze. Iar pentru asta exista acel program Bursa Olimpică pentru sport. Eu am propus un 5-10 burse olimpice, nu sunt sume mari, 1.500 de lei să dai unui sportiv, în plus față de ce primește la club, ca astfel încât acel sportiv să rămână a Iașului, să ajungă să participe la campionate europene, mondiale și la Olimpiadă, să reprezinte Iașul. Domnule, deci, Manole, ar fi ideal lucrul ăsta. Sigur, ideea dumneavoastră e bună. A spus 5-10 burse. Ele au și ele un cuantum, au un nivel. Nu este spectaculos. Nu v-ați gândit să provocați mediul de afaceri împreună cu colegii de la celelalte cluburi din Iași și să organizați o întâlnire care să prefigureze, care să proiecteze viitorul sportului ieșean și să provocați și mediul de afaceri în a sprijini? Poate astfel de întâlniri, două, trei, ar dezgheța poate buzunarele oamenilor care au finanțe. Ideea aceasta o aveam mai de mult și am și propus-o presei. Consider că presa are, presa sportivă și presa din Iași ar putea avea un rol hotărător și un rol foarte important într-un asemenea demers. Ea ar putea coagula partea de politic, partea de cluburi și partea de mediu privat. Se invite pe toți la aceeași masă și acolo noi să venim, cluburile, cu prezentări a unor secții care considerăm noi că poate aici pot trebuie aduce. Și antrenorii să se angajeze. Cu siguranță. Cluburile să se angajeze și să aibă o direcție foarte precisă în alta performanță. Eu sunt de acord ca chiar mediul privat să voteze la oaltă consiliu local, să stabilească din prezentările pe care le-am putea noi face, să zic că secția de, dau și eu exemplu, de rugby sau de basket, este secție prioritară la jocurile sportive pentru ea și ea va fi sprijinită de noi. Secția de scrimă, de atletism, este prioritară la jocurile individuale și va fi sprijinită. Trebuie să facem o prioritizare a sportului și Iași, funcție de tradiție, funcție de rezultate, de masa de sportivi pe care o avem. Masa de selecție și să scoatem capul. Fără performanțe înalte, cum spuneți noastră, medalii la campionate europene, mondiale, facem sport, dar nu suntem vizibili. Eu cred că ar mai trebui ceva și aici dumneavoastră, conducătorii cluburilor, nu mă refer la Politehnica, la toate cluburile din Iași, poate ar trebui ca acești sportivi să fie mai cunoscuți publicului decât sunt. Majoritatea celor pe care îi cunosc
au aflat de Vlăduț Simionescu din presă. El mergând la competiții internaționale este desigur în atenția presei, dar ceilalți mai puțin, pentru că ei participă la campionate naționale, de exemplu atleții. Atleții nu au concursuri la Iași. E un singur concurs într-un an la Bacău, în regiunea Moldovei. Restul sunt la București sau campionate balcanice, campionate europene, dar unde rezultatele nu sunt cele care trebuie. Vorbim de asemenea de tir, la fel, unde ar trebui să fie mai bine promovați acești sport. Badminton, nu mai spun de badminton, care este un joc spectaculos. Cred eu că la sporturile individuale, dar și la acesta de echipă, că badmintonul este și individual și pe echipe, ar trebui organizate astfel de prezentări. Da, noi ne-am dorit foarte mult să organizăm competiții. Revin la șah. Am crescut în mediul acesta. Șahul a devenit Bun, șahul vizibil a fost la înălțime. De ce a devenit vizibil? Da. Pentru că am organizat în Iași campionate mondiale, europene, campionate naționale. Noi am dorit să organizăm și la cealaltă sportă. La atletism, păcate, nu avem condiții. N-avem infrastructura. Exact, da. N-avem... Deci am spus-o, acea sală polivalentă, cum va fi? Cu multe locuri, cu mai puține locuri, trebuie, este necesară pentru Iași. Pentru că odată făcută acea sală la un nivel european, am putea organiza în Iași campionate la naționale și internaționale, la judo, la badminton, la tenis de masă. Apropo, avem și secția de tenis de masă care funcționează și este în eșalonul 2. Deci am putea organiza competiții internaționale. Mediul de afaceri ar trebui să înțeleagă organizarea unor competiții internaționale aduce profit. Bun, și dar dumneavoastră v-ați dus prea departe. Până va fi gata sala polivalentă, mai este ceva vreme. Dar spuneați de oamenii de afaceri. Păi omul de afaceri ar vrea să afle cine este Darius Făgăraș. Are un nume atât de frumos. Mihai Cochior. De asemenea, Dămăcheanu, Ștefania Dămăcheanu, pe Facebook-ul dumneavoastră am văzut că se angajează să obțină rezultate. A fost în cantonament la Vatra Dornei cu alți coechipieri și ar dori să obțină rezultate. Da, este vicecampion național la seniori. Ei, ei trebuie cunoscuți de mediul de afaceri, pentru că altfel oamenii în ce să investească dacă nu cunosc? E o temă la care da, puteți medita. Nu? Da, este o temă. Singuri nu putem. Trebuie să veniți să ne ajutați și asta politicul să vină în ajutor. Toți la un altă putem face, pentru că trebuie un proiect local făcut pentru a dezvolta sportul și a dezvolta imaginea acestui oraș mare. Da, și iată la atletism, vorbeam de atletism pentru că concursul nu există în această parte a țării, spuneam decât unul de sală la Bacău la începutul lunii ianuarie. Iată, la etapa întâi a campionatelor naționale, sunt semne de creștere valorică pentru Cătălina Tănăsoaie, de exemplu, care a cucerit locul întâi în proba de 1500 de metri, nu? Da, a luat locul întâi și la prima etapă, următoarea competiție, da, este în formă mare, îl talonează de aproape Cochior, care e și pe locul 2. Deci avem la proba, cele două probe, 1500, 3000, 3000 obstacole la care ei sunt specialiști. Doi sportivi care luptă umăr la umăr și sunt pe locul 1-2. În partea cealaltă, după cum spuneam, Dulcescu cu Făgăraș, iar doi sportivi care de obicei își împar locurile 1-2. Avem mare nevoie de o sală și de condiții, infrastructură. Pentru că, uitați-vă, Dulcescu, turnanta de la Bacău, nu poate să o facă la fel de bine, pentru că nu are antrenamente, nu avem turnantă de asemenea mărime și... Dar pista de la stadionul din Copou e bună. E bună, dar vară. E pentru vară, da. Da, el e specialist în aer liber. Dar uitați, când se mai încălzește, ați putea să-i aduceți pe acești bravi sportivi și... tineri extrem de pasionați și de dornici de a face performanță, dar știm cu toții condițiile nu sunt cele pe care cele care ar trebui să existe în pauza unui meci de fotbal. Pentru că tot vorbeam noi de fotbal. Au mai fost și invitați și au mai venit. Să facă o tură, două, de stadion cu niște copii. Trebuie găsite metode de a ajunge la inima publicului și a oamenilor care pot să plătească. Uitați că avem totuși performanță în Moldova, discutam noi și înaintea emisiei, la Galați, mâine seară va fi meci, mare meci, pentru că echipa de volei masculin CSM Arcada a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Confederației Europene.
în prima manșă. Echipa CSM Arcad a întâlnit pe Skra Beciatov din Polonia, a pierdut cu 3-2, iar mâine seară are nevoie pentru a se califica fără foarte mari emoții de o victorie cu 3-0 sau cu 3-1. Dacă va fi 3-2 pentru Arcada Galați, va fi setul de aur. Vreau să vă invit să aflăm care sunt gândurile antrenorului Sergiu Stancu, un brav antrenor de volei care, iată, a adus CSM Arcada, o echipă masculină românească, până în sferturile de finală ale Cupei Confederației Europene. Cu siguranță va fi un meci foarte, foarte dificil, un meci pe care noi ne dorim foarte mult să-l câștigăm. Am reușit să avem o evoluție bună în Polonia. În același timp, suntem conștienți că ei vor fi, să spunem, în gardă de evoluția care am avut-o noi acolo, vor fi mai bine puși în gardă și probabil vor fi foarte focusați. Referitor la asta, important este ce vom face noi pe teren și sunt convins că în fața publicului vom avea o evoluție bună care să ne ducă la calificare. Cum a picat în programul de pregătire acestui retur amânarea meciului cu Dinamo? Noi aveam planuri de făcute pentru a juca meciul cu Dinamo. De aceea s-a și jucat marți în Polonia, pentru a mai câștiga o zi de pregătire pentru meciul care trebuia să fie normal sâmbătă cu Dinamo. Același lucru am făcut și pentru returul cu Belhatov, ca să mai avem o zi de pregătire pentru meciul de la Steaua. Deci, toate aceste calcule noastre au fost făcute cu această idee. Acum, bineînțeles, este un dezavantaj pentru noi că nu jucăm, pentru că Belhatov joacă. Noi nu avem un ritm al competiției acum, pentru că avem o săptămână de pregătire, care poate să fie pozitivă, dar eu întotdeauna sunt de părere că este mai important să joci. Și, repet, cei de la Belhatov joacă la Varșovia chiar astăzi, vedem ce vor face și nu acasă cu Varșovia, iar noi, din păcate, nu jucăm această parte, pentru că pentru noi era foarte important să jucăm așa cum preconizasem. Bineînțeles, este așa. Și ar fi fost și un adversar puternic. Bineînțeles, era un adversar foarte important. E un adversar care se bate cu noi la titlu fără doar și poate și, repet, vreau să zic, bineînțeles că înțelegem că au COVID și este o situație cu care nu ne putem, dar fiecare echipă poate să aibă, Doamne ferește să avem și noi în echipă, deci este o situație de înțeles. M-ați întrebat de rit, era mai bine dacă am fi jucat cu Dinamo din punctul meu de vedere. După meciul tur, polonezii, cel puțin am văzut din declarații, spun că ei rămân favoriți la calificare. Dumneavoastră, ce credeți? Nu prea îmi place mie să fac pronosticuri, știți asta de ani de zile, că evit să fac pronosticuri. Favoriți întotdeauna vor fi echipele care joacă un volei de calitate. Noi am jucat un volei bun acolo, altcumva nu am fi putut să câștigăm cele două seturi, poate, adică reușeam să câștigăm eventual și setul 2, în care am condus și din păcate am pierdut. Clar că experiența și valoarea se va simți pe teren. Repet, eu sunt convins că în fața suporterilor noștri, pe care așteptăm un număr cât mai mare în limita dispozițiilor de DSP, îi așteptăm să fie lângă noi, pentru că chiar va fi un meci foarte important, poate un meci, nu știu dacă e cel mai important din cupele europene, dar un meci cu ei de meci foarte important. Victorie de 3 puncte sau și 3-2 cu set de aur? E ok. În momentul când, dacă m-ați întrebat cum vrem să ne calificăm, nu m-ar interesa, e important să ne calificăm. Bineînțeles că ne dorim calificarea. Cum o vom obține, e important să o obținem. Da, felicitări pentru ce a realizat până acum echipa CSM Arcada Galați, nu numai antrenorul, ci și jucătorii, conducerea celor două secții, Clubul Sportiv Municipal Galați și Arcada Galați, două cluburi care și-au dat mâna și iată fac performanțe spre onoarea României. Suntem mândri de voi, băieți, și sperăm mâine seară să reușiți o performanță deosebită și să ajungeți în semifinalele Cupei Confederației Europene de Volei. Reiau informația pe care am lansat-o la începutul emisiunii. Echipa de atletism de cross CSM Rarăul Câmpulu Moldovenesc s-a clasat pe locul al treilea la Cupa Europei de cross pe echipe din 58 de formații. Aveți fotografii de la fața locului. E vorba de antrenoarea Elena
Erzilia Țâmpău și sportivele sale, Mădălina Sârbu, locul 2 la individual, Talida Sfarghiu, locul 6 și Aura Moroșan, locul 18. A fost o competiție interesantă și Câmpul Ungencele au reușit să obțină aceste două medalii, zic eu, prețioase și care le încurajează pentru viitorul sezon și pentru obținerea unor succese internaționale, pentru că tot vorbeam cu domnul Vasile Manole de atletism și de medalii, de succese, de spectacol până la urmă. Care sunt obiectivele principale ale clubului în anul care urmează? Cât mai multe medalii la sporturile individuale și să avem cât mai mulți sportivi selecționați în loturile naționale pentru participare la campionate europene. Iar la sporturile de echipă îmi doresc dintotdeauna ca comunitatea să stabilească o echipă pe care să o sprijină pentru a putea face performanță. Performanța însemnând să jucăm în Superligă, să luptăm la medalie. Asta ar fi ideal pentru sportul ieșan, ca să avem o echipă de top. Și sala sporturilor să fie plină. Cea care este acum, cea veche, să fie plină. Și să auzim încurajări și scandări, așa cum a fost la meciul de handbal dintre Politehnica Iași și CSM Bacău. Și am văzut pe Facebook-ul dumneavoastră o înregistrare, un dialog între o galerie admirabilă. S-au mutat admirabil, au fost foarte eleganți, au fost scandările foarte frumoase, s-a cântat, a fost foarte, foarte frumos. Și mă uitam la chipurile jucătorilor, tineri emoționați, tineri care și-ar dori mai mult, dar deocamdată suntem în divizia A, nu? În Liga a doua, să sperăm că vor crește și că poate autoritățile, mediul de afaceri, oamenii care iubesc sportul, iubesc mișcarea, iubesc spectacolul, vor reuși să sprijine demersurile antrenorilor și jucătorilor. Domnule Vasile Manole, vă mulțumesc pentru acest dialog și să pornim cu speranță înainte în anul 2020. Mulțumim și noi, mulțumim TVR Iași pentru sprijin și sunteți alături de noi. Mulțumesc mult! Aici se încheie emisiunea noastră, cu bine pe lunea viitoare!